La final nu am foarte multe de adăugat. Este clar că problema Rusiei este în primul rând o problemă a Occidentului. Dacă Rusia este astăzi agresivă, ea este agresivă pentru că Occidentul a abandonat și valorile și strategiile care au permis să îmbiguiască comunismul în timpul războiului rece. Dacă Republica Moldova, rusofilii și agenților sunt puternici, este pentru că valorile europene sunt slabe și pentru că statul este practic în stare de moarte clinică. Dacă în România există audiențe pentru colportările de tip rusesc, este pentru că electoratul român a dat de atâta ori câștig de cauză unor politicieni care sunt, dacă nu de-a dreptul inepți, cel puțin incapabil după orice standard modest de valoare. Până la urmă, cred că nu trebuie să supraevaluăm capacitatea Rusiei de a fi agresivă, dar nu trebuie să fim în măsură de a supraevalua capacitatea noastră de a fi imbecili. De a fi imbecil, de a fi indeciși și de a fi lași. Faptul că se discută despre reluarea legăturilor economice cu Rusia în pofida sancțiunilor pe care le-a impus Uniunea Europeană este un indiciu. Faptul că în continuare Rusia este un loc de pelerinaj pentru oamenii politici europeni este un alt indiciu. Faptul că există un terorism al resurselor naturale și un șantaj al resurselor naturale nu este un lucru nou. Uniunea Sovietică l-a făcut înainte, lumea uită acest lucru și când auzi apelul la unitatea europeană fără americani, este exact ceea ce Rusia așteaptă de la noi. Rusia așteaptă de la noi să ia pe tactica salamului felie cu felie, să trateze individual cu fiecare țară, pentru că în raport de țări europene divizate, Rusia are un avantaj. Rusia, să nu uităm, este o țară, nu o cultură. Mă refer ca stat, este un stat subdezvoltat, este un stat violent, este un stat represiv, un stat care nu poate oferi practic nimic nimănui. De aceea oferă propriilor cetățeni această distracție expansiune. Pentru că dacă ar fi un stat capabil să-și inventeze o națiune, n-ar mai avea nevoie de agresiunile acestea continue. Cred că principala tragedie a Rusiei este Rusia însăși și modul în care de sute de ani această țară, fie că e imperiu, fie că e republică, fie că este, așa zis, stat comunist, a fost incapabilă să se inventeze pe sine și și-a exportat permanent problemele. Literatura rusă, avea dreptate domnul Vitalie Ciobanu, este o oglindă în care de multe ori rușii se privesc și vezi nu atât o imagine paradisiacă, cât o imagine desfigurată a unor de chipuri contorsionate. Să nu uităm că totuși reacționarul Dostoevski a scris atât de bine despre posedați, pentru că era el însuși un posedat. Vă mulțumesc și sper ca aceste contribuții să fie utile în niște vremuri în care românii își fac rău românilor mai mult decât le-ar face orice putere străină.